toți fotografii noștri, să ne înfructăm de dulceața verii. Asta e harbuzăria dumneavoastră? Da, a părinților. A părinților și dumneavoastră îi ajutați să vândă roada. Dar voi știți cum se aleg corect harbuzii? Poate ne învață specialiștii cum se alegem corect. Eu, de exemplu, știu că-i bat așa aia la fund. Da. Nu știu dacă asta e corect. Da, dar e cumpărătorii așa. Specialiștii mai... Da. Specialiștii aleg ideal altfel. S-o uite după lopățică, pierdeată, după colorință. Dar nu e așa. Cum sună hrustalul, da? Mai deschis. Sună hrustalul? Asta ce înseamnă? Mai deschis. Mai lovim și sună mai deschis. Iaca, asta-i cum. Auzi sunetul? Asta-i harbuzul care ne așteaptă noi. 11 kg, 334 de lei per zi. 11 kg de vară. Și noi acuși le facem felul. Cine lucrează din greu, trebuie și răsplătit din greu. Poland, unfortunately, they don't taste so good, so it was a great pleasure to have a possibility to eat them just from the field. Ne-am adus husa de ploaie, am pus-o pe jos ca să nu murdăresc și am făcut niște poze. Cred că va fi interesant. Penii, le spun eu, pepen roșii. Nu mi-am amintit că n-am mâncat ultima oară pepen roșii atât de dulci. Foarte bun, foarte dulci, foarte zemoși. Ospitalitatea lui Meșter Faur din satul Cioburciu. O experiență de neuitat pe râul Nistru, făcând kayaking și o seară memorabilă la vinăria etc. din Crocmans. În această zi am văzut că zâmbetul și satisfacția nu au mai dispărut de pe fețele fotografilor noștri participanți la fototripul Discover the Roots of Life. Vă mulțumesc că ne urmăriți și vă invit și săptămâna viitoare să fiți alături de noi ca împreună să descoperim Moldova.